veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Dintre toate bisericile scrise în Faptele Apostolilor și despre care stă scris în Noul Testament, niciuna nu are atâtea pagini rezervate în Noul Testament ca biserica din Corint. Scrie câte ceva despre ea în Faptele Apostolilor și apoi are două epistole lungi vis-a-vis de alte epistole. Corintul, acest oraș din Grecia, din provincia Ahaia, cum era acum 2000 de ani, un oraș ars, reconstituit din nou de romani, un oraș care, din punct de vedere moral, nu avea un nume bun. Chiar și astăzi încă se păstrează expresia aceasta a fi corintian, asta arătând spre moralul scăzut și starea de păcat a cuiva, culmea stării de păcat din Corint fiind templul Afroditei, templul care adăpostea 1000 de preotese prostituate. Însă în acel oraș Dumnezeu a hotărât să deschidă o biserică prin apostolul Pavel și colaboratorii săi și încă Dumnezeu chiar a spus lui Pavel, odată când a avut ceva probleme, vorbește și nu tăcea, căci în cetatea aceasta am mult norod. Deci dacă Satan a avut mult norod în Corint, a avut și Domnul și i-a scos pe ai lui la lumină ca să-i mântuiască. Haideți să privim într-o primă parte la activitatea în Corint și apoi ne vom opri în dreptul apostolului Pavel să îl urmărim așa cum se prezintă el în 1-a și a 2-a epistolă către corinteni. Activitatea în Corint, cum știm deja, Domnul a deschis-o prin Pavel și alții care au lucrat după el. Deschideți la 1 Corinteni capitolul 4, unde el într-un moment de greutate le reamintește corintenilor în 4:15 că dintre mulți alții care au lucrat și vor lucra la acea biserică mare, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. El a fost apostolul folosit de Domnul acolo, întoarceți o foaie în urmă, dar după el a urmat alții și scrie de la versetul 10, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia în Corint și un altul, sau alții mai exact, clădește deasupra, dar fiecare se ia bine seama cum clădește și face o trecere revistă a felul în care Dumnezeu va aborda pe lucrători referitor la lucrarea care au făcut-o. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fântrestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Lucrarea, clădirea, explică versetul 9 cine este. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Deci dacă rămân în picioare credincioșii în jurul cărora ai lucrat și pentru care ți-ai oferit serviciile prin harul lui Dumnezeu, vei fi răsplătit. Dacă nu, versetul 15, dacă lucrarea va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, adică se va analiza, se va judeca motivele sau cauzele eșecului. Deschidem la Fapte 18 acum. Alături de Pavel, sunt menționați alții care au lucrat. Și vreau doar așa în scurt să îi amintim. Nu ca și corintenii să ne dezbinăm, să spunem că unul a fost mai bun sau că altul. Știți, corintenii căzuseră ei într-o ispită. Unul să spună că e cu Pavel, altul cu Apollo, altul cu Chifa. 18:2. Acolo, în Corint, a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă sa Priscila. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristos. Versetul 26 la 28. A început, e vorba de Apollo, a vorbit cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat cu ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el vrea să treacă în Ahaia, deci la Corint, frații l-au îmbărbătat să se ducă
și au scris ucenicilor să le primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Deci, alături de Pavel, chiar de la început, a fost acea familie binecuvântată de misionari, despre care am vorbit noi cândva la studiu, Acuila și Priscila. Despre ei scrie Pavel în Roman 16 că le mulțumește și el și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Ei și-au adus un aport esențial prin harul Domnului la lucrarea misionară. De asemenea, am menționat deja pe Apollo, unii ar fi vrut să facă o partidă prin el, dar veți găsi dumneavoastră în epistole dacă studiați. Când a văzut că unii vor să facă partidă în jurul lui, nici nu s-a mai dus acolo, doar când a avut înlesnire. Am amintit pe Timotei, pe Sila, oameni despre care am vorbit la rândul lor. Mai este amintit unul Sosten, uitați-vă în capitolul 18, versetul 17. Atunci a pus mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii. Și mai este prezentat și mai sus un alt fruntaș, versetul 8, Crisp, fruntașul sinagogii. Sinagoga avea mai mulți fruntași. Acest Sosten este prezentat în versetul 1 al epistolelor, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 1, Pavel, apostol al Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Aici este prezentat Timotei, iar în 1 Corinteni 1 cu 1 este prezentat celălalt. Pavel în epistole scria alături de încă un frate, să fie întărită mărturia. Pavel chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten. Ei sunt mulți, alți colaboratori și Tit și alții, și despre ei vreau să mai citim doar în Filipeni 4 cu 3, la gândul că vom fi și noi cei care vom lucra în via Domnului alături de alții. Filipeni 4 cu 3. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie. Deci și tu, și femeile, cu Clement și cu ceilalți, care nu sunt scriși toți în epistole nou-testamentale, și poate nu sunt scriși toți nici în reviste și în cărți, dar au zis ce spune versetul, și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Este cel mai important lucru pentru lucrători. Știți când s-au întors ucenicii în Luca 10 și au spus, Doamne, în numele Tău, duhurile ne sunt supuse. Pus este o lucrare aceasta care se face, dar bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Toți aceștia care au lucrat în via Domnului, au numele lor scrise în ceruri când își vor primi răsplata din mâna Domnului. Fie ca gândul acesta să ne pătrundă și pe noi. Nu știu exact cum să cotim noi. Cum ați vrea să ne fie scris numele în cer? Numai așa ca niște mântuiți sau și ca niște lucrători împreună cu Pavel și cu Domnul? Să aibă ambele greutate în a fi scris numele nostru în cer, fiecare în dreptul chemării noastre. Să privim acum în dreptul statutului acestor lucrători. Rolul lor, spus pe scurt, este să-L prezinte pe Iisus Hristos în lumina Evangheliei. Rolul nostru este să-L prezentăm pe Iisus Hristos. Și nu este altă formă din care să-L prezentăm pe Iisus mai bine oamenilor decât din Scripturi. Iisus însuși, când s-a prezentat pe sine oamenilor, amintiți-vă când mergea cu doi în drum spre Emaus, de unde s-a prezentat? Tot prin Scripturi li s-a prezentat și El însuși. Și le spunea, voi cercetați Scripturi, dar tocmai ele mă prezintă pe mine. Rolul lucrătorilor este de a-L prezenta pe Iisus în lumina Evangheliei. De aceea, noi nu ne predicăm pe noi și cum scria, poate și acum mai scrie pe unele amvoane, noi predicăm pe Iisus. Nici pe noi, nici pe alții, că nici noi, nici alții n-am murit pentru oameni să-i mântuim, nici nu-i putem mântui. 2 Corinteni 4 cu 2, ca unii care am lepădat meșteșurigile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu străcăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului, ne facem vredni să fim primiți de orice cujit omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și de la versetul 4,
Evanghelia acoperită pentru unii, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Și versetul 15, căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți, deci prin Pavel și ceilalți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Și versetul 11 din capitolul 5, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și ne dăzduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Deci Pavel vrea să fie foarte transparent, prin el să-l vadă oamenii pe Dumnezeu și oamenii să fie încredințați în cugetul lor că el lucrează corect și nu are niciun alt scop. Și în mod deosebit corintenilor vrea să le spună, să le dovedească, niciun alt câștig, niciun alt avantaj, niciun alt merit sau interes nu am, decât să vedeți pe Hristos, pentru ca prin El să fie mântuiți, dea Domnul să fim și noi. Cât privește statutul social și economic, Pavel a spus că statutul lucrătorilor, și din punct de vedere social, și din punct de vedere economic, trebuie să fie statut de independență. Ce înseamnă asta? Social să fie un statut de independență înseamnă biserica să fie separată de stat. Iar economic să fie statut de independență este să nu depinzi de stat sau de o anumită religie sau de anumiți oameni din punct de vedere financiar. Dacă social depinzi de stat, statul te face biserică națională și îți imprimă politica țării și trebuie să-i faci loc cumva în biserică. Dacă e financiar depins de cineva, din nou, cine plătește muzica, o și comandă. De aceea Pavel a mers și vom citi în Scriptură pe un statut de independență și socială și economică. Deschideți la Fapte 18. Cu versetul 3, mai întâi din punct de vedere economic. Pavel, fiindcă avea același meșteșug ca și Acuila și Priscila, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat când nu se lucra și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Deci a muncit cu mâinile lui, iar dacă a avut posibilitatea și frații lui de aceeași credință și de aceeași grupare și de aceeași orientare doctrinară, l-au sponsorizat într-un termen actual spus, așa a acceptat. Dar n-a acceptat, de exemplu, să fie plătit de cei de la sinagogă. Ar fi trebuit să cânte ca și cei din sinagogă atunci. Uitați-vă apoi de la versetul 12. Independența socială. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată, l-au dus la tribunal și au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel vroia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: rețineți ce gând înțelept avea acest cârmuitor. Dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvințe iudeilor, adică dacă ar fi vorba de o problemă, de un delict de drept comun sau de ceva ce ține de problemele civice, v-aș asculta. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Deci omul statului aici a zis: eu nu mă implic în problemele religioase. Religia e religie, problemele statului sunt problemele statului, cu ordinea publică și cu celelalte lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecat. Așa ar fi normal și ar fi bine oriunde se poate. Biserica să nu depindă nici de stat și nici din punct de vedere financiar de vreo formă care ar putea să-i schimbe cursul
și să nu-și îndeplinească menirea care o are de la Dumnezeu. Biserica să fie independentă față de lume, că toate acestea din lume sunt forțe prin care satana poate să intervină. Biserica trebuie să depindă numai de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, care este capul ei. Să privim acum în biserica locală, acolo în Corint, cum se desfășurau slujbele, activitățile, să le zicem. Inițial au fost mai mulți evrei, au pornit din sinagogă, dar după aceea s-au adăugat neamuri, că scrie în versetul 6 de aici, către iudei sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Numărul de evrei începea să scadă din biserică și să crească numărul neamurilor. Aici, din versetul 6, scrie că pentru că se împotriveau în sinagogă, versetul 7, după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Majoritatea bisericilor din Faptele Apostolilor au pornit, după cum deja s-a spus, din sinagogă. Și foarte multe biserici din cele care sunt astăzi au pornit tot dintr-o formă religioasă. Primele începuturi, acolo s-au derulat. Nimeni dintr-o dată n-a venit la pocăiți și apoi se pocăiască. Mai întâi te pocăiești și apoi vii din coace. Și foarte mulți au încercat în biserica lor să slujească Dumnezeu, să propovăduiască cuvântul, dar la un moment dat au întâmpinat rezistență și au fost nevoiți să iasă. De aceea nu este interzis dacă cineva are acces într-o altă biserică să meargă să spună adevărul. E adevărat, nu trebuie folosită asta ca o strategie primară, cum sunt învinuiți unii că pescuiesc în acvariu, să meargă într-o altă biserică și de acolo să-și ia membri. Pavel a pus motivul central Iisus Hristos și nu s-a certat cu ei cu lucruri referitoare la lege și la curăție și la spălături și așa mai departe. Așa s-au certat numai invers ceilalți, amintiți-vă din Fapte 6, când ceilalți au intrat în ceartă cu Ștefan. Vedeți, când Domnul imediat vrea să atingă punctul, să facă doar opinie separată, nu câștigă mare lucru. Dar mergând cu Domnul Hristos în față, atunci avem alt succes de cauză. Pentru că Domnul este motivul esențial al Evangheliei și cu acesta a mers Pavel în sinagogă. Pe lângă lucrarea din sinagogi, vedeți, noi mai desfășurăm activitate religioasă acasă. Și pentru aceasta deschideți la 1 Corinteni 14, scrie aici versetul 35, ceva despre familie. Dacă voiesc, e vorba de surori, să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci asta nu se poate încadra la biserică. Sau versetul 28, dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică, și să-și vorbească numai el însuși și lui Dumnezeu. Deci sunt acele rugăciuni, după cum spunea Domnul Iisus și în Matei 6, rugăciuni individuale care se fac în cămăruță. Sau acea părtășie din Scriptură acasă, când soția întreabă soțul, când părinții întreabă copiii, când părinții își învață copiii, activități care se derulează acasă. Și este acel loc numit biserică sau adunare, în diferite zone este numit diferit. Întoarceți la capitolul 11 din aceeași epistolă, 11 cu 18. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare. Versetul 22. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud în privința aceasta? Nu vă laud. La biserică, chiar dacă nu joacă rolul de templu cum era în Vechiul Testament, este totuși un loc unde se desfășoară activitățile comune, e adevărat, nu numai. Dacă ne-ar prigoni și ne adunăm undeva, doi sau trei, în numele Domnului, sau sunt biserici mai mici la țară, este tot adunare. Dar la o adunare, asta implică mai mult decât familia, mai mult decât părinții și copiii. Activitățile în Corint, în adunare, să citim aici în capitolul 14, versetul 26, pe lângă partea de evangelizare și învățătură, în Corint scrie aici, versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați, deci la adunare, la oaltă. Dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tâlmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Deci pe lângă ce întâlnim în fiecare biserică, predicare și cântare,
și rugăciune, întâlnești în toate. Asta le întâlnești și la religiile păgâne, nu numai la creștinism. Dar în biserica Domnului, după cum uitați-vă, scrie în 12:28, în biserica lui Dumnezeu, și Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, așa cum spuneam că Pavel a fost fondatorul, al doilea proroci, trebuie să fie, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbiri în felul de limbi, interpretării limbilor, deosebirii și toate celelalte. La biserică se fac acestea. În sinagogă, Pavel doar s-a dus și a predicat, dar când s-au adunat ei separat, sigur s-au manifestat și darurile acestea. Întorcând din nou la capitolul 14, avem aici o mențiune care pentru noi nu constituie un impediment, dar ținând cont de aspectul internațional, merită să facem punctarea aceasta, 14:34. Femeile sau surorile, cum zicem, să tacă în adunări, căror nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătură, am citit deja, versetul 36, ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Deci, doar partea de învățătură nu era rezervată surorilor, dar celelalte, după cum sunt și prorocițe în Noul Testament, fetele lui Filip, ce să mai spunem de cântări, sunt cântări în Biblie, am zis cântarea Anei, cântarea Mariei și alte cântări ale femeilor, cântarea Mariei, sora lui Moise, alături de celelalte. Deci toate celelalte activități privesc toată adunarea. Descrieți în 1 Timotei 2 și aici din nou spune că doar învățătura este rezervată bărbaților ca și învățătură comunitară în plen. 1 Timotei 2 de la versetul 8. Vreau doar ca bărbații să se roage. Că uneori, știți că la rugăciune vin mai multe surori. Deci nu a noastră predicare și lor rugăciune. Rugăciune a lui toți. Versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage. Versetul 11. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbați și să stea în tăcere. Motivând că întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva și ea a căzut în greșeală și amintind în versetul 15 că starea de mamă este de cele mai multe ori, în mod special pentru cele căsătorite care au copii, datoria fundamentală. Și toate vor fi bune la locul lor. De aceea, dacă nu este învățătură la vreo slujbă și doar așa povestiu să-mi bate în câmpii, cum se spune, înseamnă că cei care suntem cu învățătura n-am fost pe baricade. Dacă este vreun program la care cântarea nu iese bine sau nu sunt cântări, cei care aveți darul să cântați, băgați de seamă că puteți fi penalizați în ziua aia la slujbă de Domnul. Fiecare să-și facă socoteala la partea lui ce lipsește în duminica respectivă și în ce măsură ar fi dator să vină cu aportul său din ceea ce i-a împărțit Dumnezeu fiecăruia. Fapte 18 cu versetul 9. Domnul a zis lui Pavel, într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine. Versetul 11. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Învățătură masivă. E adevărat, tot Pavel le spune corintenilor și trebuie ținut cont de aceasta. Deci acolo în Corinteni 15, v-am propovăduit Evanghelia pe care dacă o țineți, aveți speranță de mântuire și v-am învățat mai înainte de toate. Hristos a murit. Deci Scriptura are niște lecții care se predau la rând. Nu începem nici cu Apocalipsa, nici cu prorocii mari. Începem cu Evanghelie, cu viața și lucrarea Domnului Iisus și apoi continuăm cu celelalte lucruri. Ne oprim aici, trecând la Apostolul Pavel. Uitându-ne mai întâi la el ca apostol. Vedeți cât respect se poartă astăzi Apostolului Pavel și eu cred că are meritul lui și răsplata lui pentru toată veșnicia. Dar știți că în vremea lui a fost contestat și că unii spuneau că nu are scrisori de acreditare? Uitați ce spune la 2 Corinteni, capitolul 3, cu 1. Începem noi iară să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Și el scrie în câteva versete pe care le vom citi că n-a avut nevoie să-l recomande nimeni și nici apoi bisericile să îl laude ca să-i confere titlul de apostol. Pentru că ceea ce a făcut Dumnezeu prin el
l-a autentificat, l-a dovedit. Și vom citi în aceeași epistolă, capitolul 11, versetul 5. Deci unii încercau să îl arunce deoparte, spunând că nu este și el apostol alături de ceilalți și că n-ar avea dreptul să pună bazele bisericii și chiar să completeze cuvântul cum s-a întâmplat. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos decât de apostolii aceștia nespus de aleși, apostolii care s-au bucurat de o alegere din partea Domnului. Să rețineți, nu apostolii ceilalți nu recunoșteau pe Pavel, ci alții care vreau să spună că și ei sunt apostoli, doar foloseau motivul că alți apostoli au fost aleși să nu recunoască pe el, dar nu că Petru și ceilalți nu l-au recunoscut, pentru că deschidem la Galaten 2, începând cu versetul 1. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnava și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri. Mai înainte am citit de o vedenie. Cât de prezente sunt acestea în viața și lucrarea lui Pavel. Și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Versetul 6. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost, nu-mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Aceștia zic, ei cei mai cu vază, deci cum îl acuzau unii, nu mi-au adaos nimic, ba din potrivă. Când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netiați împrejur, deci pentru iudei, și când au cunoscut versetul 9, harul care îmi fusese dat, Iacov, Petru și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, deci acordul și au validat și i-au încredințat, ca să mergem să provodim la neamuri, iar ei la cei tăiați în prejur. Întorcându-ne din nou la 2 Corinteni, capitolul 12, vom citi versetul 12. Rețineți, Pavel nu se laudă și el zice în repetate versete și mă face să vorbesc ca un nebun. Și dar trebuie să spun ceea ce este. Când cineva spune ce este sub nevoia susținerii lucrării, nu este asta o greșeală. Și pe Domnul Iisus îl condamnau și spuneau, nu-i bine că tu te lauzi, că tu ești Fiul lui Dumnezeu, dar cerea să spună că nu-i Fiul lui Dumnezeu? Ce vroia Satana să spună? Pavel că nu-i apostol? El a spus ce este. Și ne-a spus și nouă să nu avem o încredințare despre noi mai mult decât ceea ce suntem, dar să spui ceea ce ești și să spui că nu tu ești și că Dumnezeu face prin tine, asta este ceva corect, dar în situații specifice. Nu tot în ziua să spui ce ești, când de fapt nu suntem, doar Domnul este. 12 cu 12. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi, în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Deci a fost dovedită apostolia lui. Și mai întoarceți la Roman 15 cu versetul 15. Totuși, Iscole v-am scris mai cu îndrăsneală ceea ce vorbeam, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi îndeplinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu dar mă pot lăuda, dar cum? În Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnilor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Dumnezeu. Și acum ceea ce este a fi apostol, și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, ci el ca apostol să o pună. După cum este scris, aceia cărora nu este propovăduit despre el îl vor vedea și cei ce n-au zisere de el îl vor cunoaște. Lucrarea lui de apostol, care a fost dovedită de Domnul. Pavel a fost un caz mai aparte, că n-a fost ales de ceilalți. Dar nu uitați, lui s-a descoperit Domnul, nu cum ni s-a descoperit nouă indirect. El a văzut pe Domnul Iisus și învățăturile a primit direct de la Domnul. Și sub acest aspect, el este apostol. Rolul apostolului este cel pe care l-au înțeles apostolii în Fapte 6 cu 4. Când s-au evit acele probleme multiple cu ajutoarele, spus, datoria noastră
este să vestim cuvântul și să stăruim în rugăciune. Și asta a făcut Pavel toată viața lui. Și au fost minuni și semne speciale, acestea au fost dovezile puternice ale Dumnezeu ca să fie incontestabilă apostolia lui Pavel. Dar lucrarea de bază a rămas propovăduirea și rugăciunea. Citim la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Din 2 cu 1. Că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și învățătura și provăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Deci, înțelepciunea Scripturilor diferă de a lumii, dar asta nu înseamnă că nu e înțelepciune, bancă, din potrivă, este o înțelepciune superioară. Citim de la versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrul lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. De aceea, când înțelepciunea omenească, cu metode logice și raționale și cu un fel și fel de încurcături de a amesteca lucrurile, n-aduce rezultate. Și o vorbire simplă, aparent, din Scripturi, dar superioară oricărei înțelepciuni, sub călăuzirea Duhului de rezultat. Și vorbim despre ele cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. E adevărat, uitați-vă în 3 cu 1, vorbirea aceasta trebuie să fie în funcție de puterea de înțelegere și de pricepere a oamenilor. Dacă stăm de vorbă între noi, care cunoaștem Scripturile, putem vorbi alte lucruri. Dacă mergem la oameni care n-au auzit Evanghelia deloc, sau care nu-s pocăiți, ce tratăm noi taine cu ei, când pentru ei taina e cum să se împace? Spune în 3 cu 1, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă împac, să vă lămuresc, să vă mângâie și să vă rezolvați problemele în dispută. Pe lângă această propovăduire, rețineți cât de mult se ruga Apostolul Pavel. Am amintit deja la biserica din Filip și din Colose. Și veți vedea dumneavoastră în Filipeni 1 cu 4, în Coloseni 1 cu 3, cum în fiecare început de epistolă le spune, nu ca să se laude, cred eu, ca să îi îmbărbăteze și să le dea o siguranță oarecare, zice, mă rog necurmat pentru voi în toate rugăciunile mele. Și enunță el un principiu în 1 Corinteni 11 cu 28 și 29, cine cade în păcat și eu să nu ard? Zice, în fiecare zi mă apasă grijile pentru toate bisericile. Nu mergea ca și cum am face, să zicem, că am fi o echipă de constructori. Mergem și facem o casă și când ne-am luat banii și dacă vine cu tremur, nu-i treaba noastră, că doar nu suntem și societate de asigurări. Măi, se prăbușește, nu se prăbușește. Dar Pavel, oriunde pusese temelia, el se ruga ca acolo să crească și să continue lucrarea și pentru toate cele centre, după cum le întreținea cu epistole din când în când, își trimitea oameni, îi aduceau raporturi și de asemenea rugăciune pentru fiecare din ele. Asta era grija lui, să învețe și spunea, n-am niciun alt gând decât să vă pot să fac să înțelegeți cât mai clar pe Hristos și să rămâneți în El. Asta e simpla filozofia credinței. Să nu ne încurcăm cu altceva și nici cu problemele păcatului sau ale lumii. Vreau să privim acum la viața apostolului. Nu știu exact cum gândim noi despre un apostol. Poate uneori gândim despre un apostol așa ca despre un sfânt din cărți sau cum alții pe pereți, sau despre un mare om de religie, cum este astăzi, știu, un patriar sau știu eu care. În mod sigur. Și atunci, viața lui Pavel a diferit de a lui Caiafa și astăzi. Viața unui slujitor al Dumnezeu diferă de viața unui papistaș. Una e una
și alta e alta. Uitați-vă la sănătatea lui. 2 Corinteni 12. De la versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Și ce fel de țepuș? Un sol al Satanei. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi lea. Nu știu cum era, dar mai adăugând ce spune în Galaten 4 și vă las pe dumneavoastră să înțelegeți ce-o fi fost. Dar îi făcea bine. Să nu se îngânfire a pus acolo. Se spune că un bătrânel avea o cocoașă mare în spate și unii îl jigneau. De ce? Acesta este ca un lucrător handicapat, așa. Dar cineva a găsit un motiv să-l mângâie și a spus: moșule, pe când mai bătrân, să știi ce ai acolo? Aripi pentru zbor. Asta te ajută să zbori sus odată. Să dea Domnul toate țepușurile noastre să fie lucruri care de pe pământ ne avântă spre cer. Galaten 4 cu 13. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit pentru întâia dată Evanghelia. Bolnav să propovăduiești. Ba, n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Deci posibil să fost ceva chiar la vedere, ceva care dezgusta, privind cu un ochi firesc. Versetul 15. Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-a sfidat. Și de aici unii cred că a avut ceva legat de ochi. Nu știm exact. Pavel nici nu s-a tot plâns ca să ne rămână scris ce a avut. Că poate se socoteau prea asemănător cu Pavel cei care sufăr la fel. Dar așa ne dăm toți și ne încadrăm pe undeva pe lângă el. Pe lângă faptul că a fost bolnav, v-am citit deja din Faptele Apostolului capitolul 18, că a lucrat cu mâinile lui. Și a fost gata să facă corturi și să slujească, e adevărat, în Corint a făcut-o aceasta și descris la 1 Corinteni 9. A făcut-o acolo pentru că nici nu se putea altfel la început și eu cred că a făcut-o sub o călăuzire a lui Dumnezeu, că și corintenii dificili au rămas și mai târziu. 1 Corinteni 9, de la versetul 11. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnici. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, deci a sprijini material pe cine te sprijinește spiritual este o datorie și un drept al lui, dar zice, răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbile sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Și acum enunță regula în versetul 14. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce provdesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, adică pentru perioada cât vestesc Evanghelia să fie sprijiniți, dar dacă nu vestesc o adevărată Evanghelie, ne-ar face un favor cineva să nu ne mai țină să facem și o slujbărea, nu? Adică să faci o slujbărea mai bine, te-ar concedea cineva. Ți-ar face un bine, nu? Dacă nu vestești Evanghelie curată. Și versetul 23, ceea ce a făcut el, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Deci Pavel în Corint nu a vrut să primească bani de la ei, să fie sprijinit material. Însă, în alte părți, a primit, și vom citi, din 2 Corinteni 11, versetul 7. S-au făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Am despuiat alte biserici, rețineți, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Deci, cu cei din Filip, în mod special, s-a înțeles el, dar de la Corint nu a acceptat. Să privim acum la suferințele apostolului. Amintiți-vă, în Faptele Apostolului a fost în vreo două situații și în 2 Corinteni, dar noi citim doar pe scurt din 2 Corinteni 11 suferințele lui de la versetul 23. Osteneli, temnițe, lovituri fără număr, primejdii de moarte. Și acum enumeră câteva date statistice. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. În ce împrejurări oare? De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Una o știm, cea din Fapte 16. Odată am fost împroșcat cu pietre, cea din Fapte 14. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, una o știm, cea din Fapte 27. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Cum a fi supraviețuit? Ce
scafandri, îngeri, ori fi și din aceștia care salvează pe mare, deseori, deci frecvent, în călătorii, pe drumuri, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, osteneli, necazuri, priveghiuri, foame, sete, posturi, frig, lipsă de haine și dă chiar un caz din Damasc când a coborât pe geam într-o coșniță. Iată suferințele apostolului. Oare dacă le adunăm, toate a noastre fac cât a lui? Și uneori tot ne plângem, nu? Dar nu se poate face altfel lucrare. Fără să accepți să lucrezi chiar suferind în trup și fără să accepți toate aceste capricii ale lumii. Hai să ne uităm și la alte condiții de slujire, pe lângă aceste suferințe. Tot în 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 3. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. De la versetul 5, bătăi, temnițe, răscoale, osteneli, vegheri, posturi, curăție, înțelepciune, îndelungă răbdare. De la versetul 8, în slavă, în ocară, în vorbire de rău, în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul. Ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți și demonilor recunoșteau. Ca unii care murim și iată că trăim. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Ca niște întristați prin câte a trecut și totdeauna suntem veseli. Ca niște săraci, dacă a avut și lipsă de îmbrăcăminte și sete și foame. Și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic. Adică să faci lucrarea Domnului chiar dacă n-ai avea nimic. Și totuși, stăpânind toate lucrurile. Și doar o foaie mai dați în urmă, 4:8. Suntem încolțiți în toate chipurile, în grea cumpănă, la strâmtorare, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Și dacă veți întreba dumneavoastră predicatori și proroci și alții care slujesc, prin câte frământări trec și ce valuri vin și cum iară se scoală și iară merg mai departe. Și asta e slujire. Prin asta a trecut și Pavel. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus Hristos, pentru ca și viața Lui să se arate în trupul nostru. 2 Corinteni 12, acele descoperiri dumnezeiești, despre care el n-a făcut caz. Dar într-un moment anume, scrie că Dumnezeu l-a răpit în rai. De ce l-a fi răpit? Dacă se ne spună nouă ce a văzut acolo, nu i-a dat voie. Și nici nouă, celor din vremea lui. De ce l-a fi răpit? A vrut Dumnezeu neapărat să-i arate unde duce locul? Pentru încredințarea lui, sub un alt motiv? Nu spunem ce nu știm. Dar gândiți-vă. Cu asta vreau să vă duc la altă întrebare, mai profundă, în meditație. Nu știm de ce l-a dus pentru o vizită scurtă în cer. Dar oare pe noi știm de ce ne duce pentru o veșnicie în cer? De ce ne duce? Pentru că ne iubește, nu? Să ne ducă o veșnicie în cer, e voia Lui. Și poate ne vom gândi acolo, Doamne, ne-ai mântuit. Dar uite cum vor fi mântuiți oamenii, prin lucrarea unuia ca lui Pavel și altora căror nume scrise în Cartea Vieții, în orice condiții, slujind și arătându-L pe Domnul Hristos, care și El n-a făcut altceva decât a predicat și a suferit. Și în final a murit și pe cruce tot predica și se ruga. Atâta știm să facem. Și la ta suntem chemați. Doamne, ajută-ne să o facem din toată inima. Amin. Și în Corint mai făceau și boacăne și gafe. Iar se ruga pentru ei, mai trimitea câte unul, câte un tit. Timotei se pare că nu a reușit să-i întoarcă, să-i ridice. Ne rugăm și pentru lucrători, au și ei nevoie, ca și ceilalți. Și Dumnezeu să se îndure de toată biserica și de toți lucrătorii. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.